Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom face un aluat rapid, super, super rapid. Avem nevoie de puține ingrediente și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Și pentru acest aluat vom face unul singur și vom face un dulce și un sărat. Și vom avea nevoie de 400 de grame de brânză de vaci sau de ricota, 400, să fie scursă brânzica, fără zer. Apoi vom avea nevoie de 250 de grame de unt și circa 500 de grame de făină și un praf de sare, acesta pentru aluat. Și pentru umplutura la cele dulci, vom pune un mix măcinat din, vedeți, stafide, fructe confiate, rahat, alune, migdale, nuci, ce avem prin casă. Și cea sărată vom face cu cremvuști sau cu ce doriți să umpleți. Și să începem. O să dăm deoparte umpluturile și punem aici. Și acum, în vasul nostru, vom pune cele 400 de brânză de vaci sau de ricota. Eu astăzi am ricota. Așa. Se face foarte, foarte, foarte repede. Vom pune și 250 de grame de unt. Pur și simplu le punem așa aici pe toate. Am să iau o furculiță. Să amestecăm așa puțin untul cu ricota. Deci unt la temperatura camerei. Și o să punem și un praf de sare. Vedeți? Așa. Și acum o să amestecăm așa puțin ricota sau brânzica de vaci. Untul. Vedeți? Nu prea mult. Și acum vom adăuga făina. Am deschis cuptorul la 200 de grade și sus și jos. O să le facem rapid. Așa. Și acum vom adăuga făină, o parte din făină, ați văzut, mai bine de jumătate am adăugat. Și o să amestecăm imediat și cu mânuța. Așa. Deci cred că intră toată făina și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa, și am să mai adaug. Și acum o să facem cu mâna. Și o să luăm și o să strângem așa aluatul și o să-l frământăm puțin. Nu trebuie frământat prea mult. Este un aluat super fraged și dacă doriți ca aluatul să fie dulce pentru aceste prăjiturele cu umplutura dulce, adăugați puțin zahăr în interior, în jumătate din compoziție, și jumătate o lăsați sărată. Așa, am să adaug și restul de făină. Și acum să amestecăm așa și strângem, vedeți? Pur și simplu strângem aluatul. Eu să-l pun aici pe masa de lucru, să-l facem mai bine. L-am adunat aici în bolul nostru. Și acum doar o să strângem așa, ca să-l compactăm. Așa.
Și simțim la mână dacă este nevoie sau nu de făină. Da? O să vedem imediat, după ce mai strângem așa puțin. Așa. Ideal ar fi, după ce facem aluatul, să-l ținem măcar o jumătate de oră la frigider. Dar având în vedere că eu sunt în direct și nu l-am făcut înainte, am să bag imediat la cuptor câteva și restul le voi face după aceea. Așa, vedeți, este aproape gata. Ia să strângem. Așa. Cred că nu mai trebuie făină. Și strângem așa bine. Imediat o să și vedem dacă mai e nevoie. Strângem să unim untul cu brânzica și cu făina bine. Imediat vedem. Ia uitați. Așa. Deci cam asta ar fi aluatul. Am să mai presor puțină făină. Și cum am spus, ideal ar fi să-l dați la frigider. Să se întărească puțin untul în interior. Așa. Și acum. Vedeți cum arată aluatul? Așa. Este gata. Strângem tot toată făina și nu ne rămâne decât să întindem. Eu mi-am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Și acum vom lua așa o bucată de aluat. Restul punem așa deoparte, aici într-o parte. Și vom întinde. Presurăm așa puțină făină. O să pun aluatul așa aici. Așa. Și cum am spus, pentru umplutura dulce, eu am optat pentru fructe uscate și fructe confiate și le-am mixat într-un blender. Și pentru cea sărată, cu cremuști. Și acum, dacă dorim să avem aluatul dulce, pentru cele dulci, putem adăuga puțin zahăr în aluat. Eu prefer să nu adaug, pentru că umplutura este destul de dulce și după aceea le vom da și prin zahăr pudră. Așa, și acum să întindem și să presurăm puțin o făină. Așa. Avem aici un sucitor și întindem așa. Cum am spus, am deschis și cuptorul la 200 de grade. Punem făinuța așa pe dedesubt să nu se lipească. Și acum vom pune umplutura. Voi tăia așa șuvițe. Și vom pune umplutura așa pe mijloc. Vedeți? Și avem una, două. Și luăm din umplutura noastră, ea se lipește, așa, ia uitați, pentru că are fructe uscate și fructe confiate. Puteți pune și rahat cu nucă, doar rahat cu nucă și dați prin blender.
Vedeți? Așa. Le facem așa simple. Și acum să închidem. Ridicăm așa în sus și lipim. Așa. Și aplatizăm așa, vedeți? Și acum închidem și pe a doua și ne aducem tava. Voi întoarce. Așa. Și voi aduce tava mea. Vedeți? Aici. Punem tava. Și acum nu ne rămâne decât să tăiem. Că după aceea o să le dăm prin zahăr pudră. Vedeți? O să tăiem așa. Ia uitați. Cam această dimensiune și o să punem în tavă și le așezăm așa aici. Și le dăm la cuptor. Cât timp facem aici? Le facem separat, este mai bine. Așa. Și întindem. Deci ne ajutăm cu făină să nu se lipească. Așa. Și vom îmbrăca acești cremvuși. Vedeți? Nu trebuie să fie nici prea groasă, dar nici prea subțire. Cam așa. Și acum vom tăia șuvițe. Vedeți? Și acest cremvuș îl vom tăia pe jumătate sau în patru. Și îl vom tăia, ia uitați, în patru. Vedeți? Așa. Și acum fiecare șuviță o vom răsuci aici și începem și răsucim în jur la salamiorul nostru și o să dăm la cuptor. Le putem unge cu ou și să le dăm cu susan sau cu mac, cu chimen, ce dorim. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și le vom așeza în tavă. Ia să mai tăiem. Șobițele să fie un pic mai lungi.
Așa, între timp cele dulci se fac la cuptor. Ia să mai răsucim încă una, da? Luăm așa o șuviță. Ia uitați-o. Și începem și o răsucim. Pur și simplu, așa. Imediat dăm la cuptor să vedeți și rezultatul. Ia uitați. Așa. Pur și simplu răsucim. Vedeți? Ne uităm și la cuptor și imediat scoatem și le punem pe aceste sărate. Vedeți? Ia uitați. Așa. Le punem aici alături ca să scoatem tava. Deci le dăm aici mai încoace. Ia să le vedem. Ia uitați-le pe cele dulci. Și să le scoatem. Și să le... Ia uitați-le cum arată. Vedeți? Ah. Imediat le dăm și prin zahăr pudră. Și am să le pun mai întâi aici deoparte. Și le punem pe cele sărate. Așa. Să le vedeți și pe acestea cum sunt. Așa. Și le dăm, să mai facem una, să o punem în spate. Și le punem la, punem. Vom da la, ia uitați, vom da la cuptor, deci la 200 de grade, circa maxim 10 minute, nu durează mult. Și imediat le scoatem să le și vedem. Aici le avem pe cele dulci, o să le dăm prin zahăr. Acum ori le puneți într-o punguță și le pudrați, încă sunt calde. Cele de la cuptor cred că sunt gata. Ori le presurăm zahărul pudră, ori îl punem într-o pungă și punem fursecurile în punguță, vedeți? Punem zahărul pudră aici și fursecurile noastre le luăm și punem în punguță și le pudrăm așa. Ia să vedeți. Vedeți? Ia. Să vedeți ce minunăție. Ia uitați-le. M-a ieșit. Așa. Fursecuri. Mai avem două. Acestea sunt delicii. Ia uitați. Vedeți cum arată? Ia uitați, delicii. Le puteți lăsa și simple, dacă nu doriți zahăr, oricum au un interior, sau pudrate. Și să vedem aici la cuptor. Cred că sunt gata și cele sărate. Uitem. Ia
Ia uitați ce bunătăți avem noi aici. Ia să le pun și pe acestea, să le dau la cuptor. Ia uitați, cele care sunt îmbrăcate. Dacă le ungeți cu ou, or să fie foarte lucioase. Dar eu le las așa. Ia uitați cum arată. Un deliciu. I-am să și gust. Ah. Sunt fierbinți. Și uitați ce frumusețe. Fursecuri. Un singur aluat, dulci și sărate. Atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, că mi-ați ținut companie în, astăzi în direct. Și vom intra din nou. Pupici, mulțumesc pentru inimioare, pentru aprecieri și că mi-ați fost alături. O zi frumoasă, multă sănătate, la revedere, pupici!